A fost bine pentru echipa, câștigăm 3-1. E foarte bine pentru noi. Pentru mine a fost foarte bine să joc un match amical. Un match amical asta. Am reușit să dai un assist, am provocat un fos și după a fost gol. Sunt foarte fericit de scor și e foarte bine pentru moral. Fizic cum? Fizic? Fizic cum te-ai simțit? Mă simt bine, lucrez foarte mult, foarte, foarte mult. Și... Te chinui, Tommy? Da. Și asta e, mă simt foarte bine, am alergat mult, am făcut sprint și tot. Acum trebuie să lucrez încă mai mult și vedem săptămâni viitor cum mă simt. Spuneai că ai nevoie de 10 zile. A fost. Acum mă simt foarte bine și acum sunt pregătit pentru match-ul cu Argeș. Dar cât ar trebui să, nu știu, până ajungi la 100% după părerea ta, așa cum ai simțit și azi după efort? Azi a fost, am zis deja, mă simt foarte bine. Da. Cât ar trebui până ajungi tu la 100%, așa? La ce-ai simțit azi? La forma pe care... Pe forma care am avut. Acum mai puțin și am și revin 100%, acum cred că sunt 80% și am nevoie să lucrez mai mult, puțin mai mult, am mai mult match și gata. Te-ai obișnuit și la cerințele de aici de la PCSB, la ce își dorește antrenorul, pentru că ai lucrat cu un alt antrenor? Da, e foarte bine cu antrenor. Îți place de mine, eu îți place de el, îți place de tot jucător. M-a făcut să mă integrez foarte bine, foarte rapid, glumesc cu toată lumea, suntem foarte serios la antrenament, lucrăm foarte mult tot preunul și tot e bine cu tot staff, cu tot clubul. Și... să vii la echipa a doua, pe CSB-ului, să prinzi un derby cu Dinamo. Exact. Da, a fost. Nu contez cu cine jucam mai la amicale, tot match e foarte important, trebuie să câștigăm tot match. Indiferent dacă dai gol sau dacă dai assist, cel mai important e scor. Dar apropo de cursa asta de urmărire care a devenit între timp, cum vezi tu situația din clasament din Liga 1 și cât de greu vă va fi să ajungeți din nou sus? Ok, sunt două restanțe, dar totuși puține puncte. Da, acum suntem pe 14, da? Și acum vedem pe match cu Argeș primul și avem nevoie să câștigăm match-ul ăsta și după facem... Trebuie să câștigăm fiecare match. Și eu, pentru mine, vreau să câștig titlul. Tot echipa vrea să câștig titlul. Asta e, pentru mine, e, cum să zic, gol, mai gol. Da. Obiectivul meu, da, este să câștig titlul.